În perioada 7-16 septembrie, românul a fost pentru a doua oară gazda conferinței europene a membrilor organizației People to People, care au adunat în municipiul de la confluența Moldovei cu Siretul peste 80 de tineri însoțiți de cadre didactice din toate țările lumii. Decizia de a se organiza la Roma în această conferință a fost luată anul trecut la Berlin, când romașcanul Andrei Corduneanu a fost ales secretar executiv european al organizației People to People. Aceasta este o conferință europeană a People to People Chapter. Este o întrunire în care membrii din celelalte capitole din Europa, în principal, se adună într-un singur loc și discută planurile pentru viitor, ce a fost bine anul trecut, ce a fost rău, și se aleg noi membri ai boardului pe Europa. Câți participanți au sosit la Roma? În total 45, avem din Europa, dar și din Statele Unite ale Americii, 2 din Asia, și noi cei din România. Cei 80 de oaspeți au participat la o multitudine de acțiuni organizate în cele mai diverse locuri din Roman. Ieri am avut o activitate în parc cu copiii de la Centrul Iubire și Speranță, în care am dat rechizite copiilor și cei care au venit au avut ocazia să personalizeze aceste obiecte. Astăzi este un treasure hunt, o căutare de comori, spunem, dar comorile vor fi locurile importante și interesante din Roman. Iar mâine va fi ședința mare în care se vor alege noi membri ai bordului și duminică va fi plecarea. Conferința europeană a fost un prilej minunat pentru cei 80 de oaspeți de a socializa, de a face un util exercițiu lingvistic, de a se cunoaște reciproc și de a intra în contact cu valorile culturale ale popoarelor. Cu siguranță înseamnă ceva deosebit, în primul rând pentru că au ocazia să interacționeze cu oameni de peste tot din lume, cum am spus, au venit de peste tot, câștigă experiență, învață să socializeze, să vorbească mai ușor și au ocazia să se distreze cu persoane deosebite. Și oaspeții au fost încântați de ceea ce au văzut la Roman, unii dintre aceștia aflându-se a doua oară în acest oraș, ținând cont că și în 2003 Romanul a găzduit reuniunea capitolului european al organizației People to People. Few details about this experience of yours in this European conference and how do you feel in our city? The European conference is a very important occasion for people to people in Europe because we meet all friends and we make good connections so we can visit each other. And I have been to Roman before and I liked the place very much, and I think this is a very great experience to develop and to see parts of Roman that you wouldn't see. Conferința Europeană este un eveniment foarte important pentru că se pot face prieteni, ai experiență. Am mai fost la Roman în trecut, în 2003, și mi-a plăcut foarte mult. Este un oraș destul de interesant. Printre acțiunile cele mai gustate de către oaspeți au fost cele din categoria Treasure Hunt, adică vânătoarea de comori, când musafirii au vizitat cele mai interesante edificii arhitectonice, Catedrala Arhiepiscopală, Biblioteca George Radu Melidon, muzeele, Colegiul Național Roman Vodă, Vila Hogaș sau Parcul. La Hotelul Roman au avut loc workshop-uri, iar la Hanul Ancuței o seară românească. Au fost vizitate cele mai frumoase trasee turistice din județul Neamț, iar în perioada 12-16 septembrie oaspeții fac un tur al României pe traseul Roman-București-Sighișoara-Sibiu-Brașov. Organizația People to People a fost fondată în 1956 în Statele Unite ale Americii de către președintele Eisenhower în vederea promovării prieteniei și înțelegerii între popoare și cuprinde în întreaga lume peste 300 de capitole. La Roman, organizația a înființat un capitol imediat după Revoluție.